Haideți să încercăm să aflăm un răspuns la o întrebare grea, o întrebare grea din viața noastră, pe care cu toții o întâlnim măcar o dată în viață, și anume când întâmpinăm dificultăți. Haideți să vedem ce face sportul dintr-un copil de 12 ani și ce răspuns ne oferă. Așa că te rog, Raul, spune-ne, cum faci față dificultăților, greutăților din viață? Cu antrenament. Mă antrenez zi de zi. Prin antrenament, prin sport. Antrenament nu se poate să ajungi ceva în viață. Salutări! Mă bucur să apar astăzi în fața voastră alături de un mare sportiv pe nume Raul Benea. Un sportiv desăvârșit, un om care a dovedit că se poate face performanță și de la vârste fragede, atât timp cât ai ambiție, devotament, disciplină, respect față de tine, respect față de familie și respect față de tot ce te înconjoară. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre viața lui, pentru că mi se pare cel mai corect să o povestească chiar el. Așa că o să încerc să ajung cu câteva întrebări esențiale ca să-l cunoașteți mai bine. Deci, cum te numești? Benea Raul Antonio. De cât timp practici artele marțiale? De 4 ani. Ce te-a atras la artele marțiale? Ce te-a făcut să alergi calea artelor marțiale? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut de când am fost mic, sportul. Deci ți-a plăcut sportul? Da. Și ce ai obținut tu prin sport, prin faptul că ai practicat sportul? Am obținut sănătate și un titlu până acum. Ce titlu? Da. De vicecampionul României la Cupa României. Ești vicecampion național la Cupa României? Da. Maestrul Titi Prosop, Titi Tudor, m-a chemat la lotul național de box, cadeți, 2022. Deci ai fost selectat la lotul național în urma competiției pe care ai desfășurat-o la Cupa României? Da. Felicitări. A fost greu? Un pic. Mai greu decât să vorbim aici cu oamenii? Nu. A fost mai ușor? Da. Pentru că ai avut mai multă pregătire, așa-i? Da. Deci cerem scuze dacă nu-i chiar cel mai reușit videoclip, dar încercăm să transmitem cel mai înțelept mesaj, nu altceva. Povestește-ne o zi din viața ta, din viața unui campion. Într-un timp relativ scurt o să fii un mare campion și mă bucur să te avem în sală, să te avem alături de noi. Cu siguranță o să ne mai saluci după ce o să-ți iei titlurile de campion mondial pe care eu sunt convins că o să le obții cu munca pe care o duci în continuare. Da. Și spune-ne cum decurge o zi din viața ta. Păi mă trezesc la ora 8 și mă duc să alerg vreo jumătate de oră. Cam cât alergi? Cam ce distanță alergi? Între 5 și 10 km. Dimineața și seara. Și la 4:30 după amiază mă duc la antrenament. Câte antrenamente ai pe zi? La Ploiești, la Maestrul Titi Tudor, facem de dimineață de la 9:30 până la 12:30 și după amiază de la 2:30 până la 4:30. Și aici la noi la sală avem de la 4:30 la 6:30. Și dacă plouă, mai mergi la antrenament? Normal. Dar de ce? Că plouă afară. Nu ți-e frică? Nu. Trebuie să facem antrenament. Deci antrenamentul merge orice ar fi. Da. Doar așa obții rezultate. Da. Și dacă ar fi să dai o recomandare cuiva, ce recomandare ai putea da? Să facă sport. E cel mai important. E cel mai important lucru să facă sport. Câți ani ai, Raul? 12 ani. Ascultați mesajul unui copil de 12 ani. Apucați-vă de sport. Poți să ajungi ce vrei tu în viața asta? Cu antrenament, da. Deci, oameni buni, un copil de 12 ani vă spune că prin antrenament puteți ajunge ce doriți dumneavoastră în viața asta. Nu mai stați acasă. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Îi dorim mult succes la Raul pe viitor și cu siguranță o să auzim de el. Mulțumesc!